Consilierii social-democrați și-au ridicat astăzi mandatele de consilieri județeni pentru următorii 4 ani. Marius Oprescu a câștigat cel de-al 3-lea mandat de președinte al Consiliului Județean Olt, iar echipa sa va avea un număr de 20 de reprezentanți. Scorul cu care am câștigat și de această dată ne onorează, dar în același timp ne obligă la foarte multe lucruri. Ca de obicei, oltenii cărora le mulțumim pentru votul covârșitor care ni l-au dat, 20 de consilieri județeni și președintele Consiliului Județean, un scor istoric. Nicio organizație la nivelul județului Olt nu a mai luat un scor de 58,59% pentru votul politic. Votul politic e cel de la Consiliul Județean. Votul politic la Consiliul Județean. Este al 2-lea scor pe țară din cadrul Partidului Social Democrat. Am avut o viziune până acum pe care am încercat să o transpunem în administrația publică locală la nivel județean, lucruri foarte multe pe care le-am realizat. Oltenii ne-au apreciat, au apreciat devotamentul și comportamentul nostru. Iată, ne-au încredințat un nou mandat. Începem din nou un mandat cu o viziune în ceea ce privește dezvoltarea județului Olt, cu multe lucruri pe care deja sunt începute, le avem în proiecte deja scrise, aprobate, care urmează în acest mandat să le punem în aplicare. Echipa de consilieri județenie a Partidului Social Democrat este una echilibrată, având reprezentanți din toate mediile sociale și profesionale. Este o echipă echilibrată care reprezintă întreg județul Olt, cu oameni din toate categoriile sociale, cu reprezentare atât a tineretului, femeilor și pensionarilor, cu reprezentarea sindicatelor, cu reprezentare și profesională din toate mediile, medici, profesori, ingineri și așa mai departe. Cred că e o listă de oameni echilibrată, o echipă care va ști să scrie și să transpună în practică proiecte care sunt viabile pentru județul Olt și pentru cetățeni. Din nou legislativ vor mai face parte 7 consilieri ai Partidului Național Liberal Olt, dar și 5 din partea AUR.